Consiliul Județean Călăraș intenționează să construiască un parc de știință și tehnologie destinat elevilor, profesorilor și firmelor din județ. Ideea îi aparține fostului profesor și inspector școlar Claus Nicolae Micescu, acesta fiind prezent alături de o delegație a Consiliului Județean la finele lunii octombrie în Austria, unde a văzut un astfel de laborator educațional în cadrul căruia tinerii pasionați de știință și tehnologie învață în mod creativ, iar profesorii beneficiază de cursuri de formare profesională. Vicepreședintele Consiliului Județean în Călăraș, Mihăiță Beștea, a fost și el în prezent în Austria și este cel care și-a dorit să implementeze acest proiect. În data de 8 decembrie, la sediul Consiliului Județean, a avut loc o întâlnire cu mediul de afaceri și cel academic din Călăraș și București, unde a fost prezentată ideea acestui proiect. Aș vrea să salut prezența doamnei secretar de stat, doamna Manea. Sărbună, doamnă, bine ați venit la noi. Vreau să o salut pe Roxana Pațurcă, inspectoarea școlară generală. Doamna Laura Munteanu, este managerul bibliotecii județene, și Eduard Grama, administrator public municipiul Călăraș. Motivul pentru care v-am invitat astăzi aici este acela de a vă prezenta un proiect pe care noi l-am numit Parcul de Știință și Tehnologie Danubius. Ideea acestui parc ne-a venit în urma vizitei pe care am făcut-o în Austria, în orașul Klagenfurt, la inițiativa, și mulțumesc pentru această inițiativă, domnului Claus, domnul profesor. Mulțumim tare mult pentru tot ce ați făcut. Înainte de a începe prezentarea acestui proiect, aș vrea să îi dau cuvântul doamnei secretar de stat. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Nu este prima mea vizită în Călăraș. De-a lungul ultimului an am fost în Călăraș, am venit în Călăraș de câteva ori. Profit de această ocazie să-i mulțumesc domnului vicepreședinte Beștea pentru invitație și prezentare, să-i mulțumesc domnului profesor Claus Micescu pentru o colaborare pe care s-ar putea ca dumneavoastră să nu o cunoașteți, dar noi o avem de câțiva ani, de pe vremea când domnul profesor era inspector pentru proiecte europene, poziție pe care, similară pe care am ocupat-o și eu în cadrul Inspectoratului Municipiului București. Începutul acestei discuții aș vrea să meargă în direcția faptului că mi-aș propune să o felicit pe doamna inspector școlar general pentru poziția pe care o ocupă astăzi și să-i urez succes. În egală măsură să profit de prezența în sala doamnei profesor Caraion Raluca Maria, care îi mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în acest an dinspre Ministerul Educației către Inspectoratul Școlar. De ce cred că e important momentul acesta pentru județul dumneavoastră? Este important, așa cum spunea domnul vicepreședinte, pentru simplu motiv că îmi dau seama că experiența pe care ați avut-o în Austria a fost una atât de încântătoare privirii și perspectivei pe care v-a deschis-o, încât v-ați gândit că puteți face aceleași lucruri la standarde occidentale, europene și în Călăraș. Sigur că acum discutăm despre un proiect și mai devreme ne-am reunit într-o sală unde am discutat despre cum va arăta acest proiect, care pot fi sursele de finanțare pentru acest proiect, pentru infrastructura lui, pentru dotarea lui, pentru formarea profesorilor și așa mai departe. E clar că un astfel de proiect este o intenție curajoasă a autorității locale, lucru pentru care vă felicit, pentru că o spun cu regret, aceste intenții curajoase și investiția în educație nu sunt neapărat întotdeauna o prioritate. Și cu atât mai mult cred că sunteți de felicitat cu cât cineva din mediul nostru preuniversitar a venit către dumneavoastră cu o idee, a spus da, se poate face, haideți să reunim toți actorii interesați, iată, sunteți prezenți astăzi de față, și să vedem care ar putea fi cele mai bune soluții pentru elevii din județul Călăraș, pentru profesorii de aici, pentru
pentru firmele pe care dumneavoastră le cunoașteți deja și care înțeleg că vor veni către dumneavoastră în acest proiect. Deci cred că este o intenție extrem de curajoasă. Am văzut la intrare acolo proiectul, l-am discutat puțin cu domnul Micescu din perspectiva obiectivelor pe care și le propunem un asemenea proiect. Am făcut și câteva recomandări mai devreme cu privire la faptul că întreaga comunitate a județului dumneavoastră merită și trebuie să fie implicată într-un asemenea proiect, să fie coparticipant la inițierea unui asemenea proiect. Voi asculta cu interes intervențiile pe mai departe, să vedem ce fel de experiență și expertiză au toți acești oameni pe care îi regăsesc astăzi în sală. Și mi-aș dori ca exemplul pe care dumneavoastră în câțiva ani, pentru că este un proiect de durată, să se multiplice și în alte județe din România. Din perspectiva Ministerului Educației, al cărei reprezentanți sunt astăzi aici, eu nu pot să vă spun decât că aveți toată susținerea necesară, v-am spus-o și mai devreme, astfel încât fondurile care au venit deja în prima tranșă și vor veni pe mai departe prin PNRR în România pe componenta de educație, să fie cunoscute de dumneavoastră, să vă faceți o analiză de nevoi, să vedeți unde vă puteți încadra și ce anume puteți investi, respectiv dota, în școlile din județul dumneavoastră și chiar într-un astfel de proiect pe care vă pregătiți să îl construiți. Vă mulțumesc tare mult și aștept să vedem o prezentare a proiectului. Mulțumim frumos pentru încurajări, pentru cuvintele frumoase și pentru faptul că prezența dumneavoastră aici ne garantează colaborarea viitoare cu Ministerul Educației. Mulțumim frumos! În continuare am să-i rog pe colegii mei să prezinte ideea pe care vrem să o punem în practică. Vreau să vă spun că Parcul de Științe, așa cum v-a spus și domnul vicepreședinte, a venit la inițiativa domnului Micescu. A venit într-o zi la domnul președinte și ne-a spus: eu am o idee și aș vrea să o pun în practică cu ajutorul dumneavoastră. Și pentru asta ne-a invitat să facem o vizită la Klagenfurt, să vedem cum lucrează copiii de acolo. Și atunci, la sfârșitul octombrie, am făcut această deplasare, am vizitat acest centru și aș vrea să vă întreb: ați făcut vreodată un Lego fără instrucțiuni? Asta am făcut noi. Am intrat în acest centru și ni s-a dat o cutiuță care cuprindea piese de Lego. Și ne-au spus: creați o mașină. Nu știam cum, aveam decât niște piese de Lego. Și atunci ne-am pus mintea la contribuție și am zis: hai să vedem cum putem să creăm această mașinuță. Am reușit, după care am fost invitați pe hol, unde era o rampă. Și pe acea rampă am fost puși să ne dăm mașinuțele. Ce am constatat? Nu a fost foarte bine ce am constatat. Se duceau strâmb, nu prindeau destulă viteză. Și atunci am fost invitați din nou în sala inițială să ni le perfecționăm. Explicația a fost: copiii noștri așa învață. Așa învață cum să propulseze mașinile, să prindă mai multă putere, adăugând piese sau scoțând anumite piese pe care le blochează. Copiii noștri își pun mintea la contribuție să creeze ceva. Asta ne dorim în centru, MAST. După care am fost puși să sortăm. Să sortăm dintr-o cutie aveam diferite texturi, diferite forme, opace sau nu, colorate sau nu, și ni s-a spus: sortați. Nu ni s-a spus modul în care să sortăm, nu ni s-a spus nimic. Ni s-a spus doar: sortați. Și atunci am înțeles că la fel copiii erau puși fiecare să se gândească cum să sorteze. Și ni s-a spus la sfârșit: copiii sortează, fie după culoare, au ales toți culoarea roșie, indiferent de formă, fie că au pus bile rotunde, bănuți, rotunzi. Asta le dă din nou posibilitatea să aleagă. După care am intrat într-o sală unde aveau camere care filmau 360 de grade. Surprinzător.
și ni s-a spus, nu-i urmărim pe profesori, dacă asta credeți să facem noi cu camerele astea 360 de grade, vă înșelați. Nu. Camerele acestea preiau informație, după care fiecare profesor se duce și se analizează pe el. Și vede dacă a făcut bine sau dacă a intervenit prea mult în ceea ce copilul intenționa să facă. Asta este un exemplu. La noi, în școlile românești, știți că nu se întâmplă așa. Ba mai mult decât atât, nu cred că sunt mulți profesori care sunt dispuși să facă asta. Aici sunt câteva imagini ale centrului din Klagenfurt. Aici, Lakeside este... Lakeside Park este centrul. Sunt niște clădiri verzi. Sunt într-un mediu foarte, foarte prietenos, sau parcuri de distracție unde copiii pot să iasă. După care aici ne vedeți pe noi la lucru. Este exact ce vă spuneam. Cream aceste mașinuțe. Centrul este unul foarte bine dotat, este foarte modern și pe lângă faptul că ne jucam acolo, aici se fac lucruri foarte importante, de la cercetare până la analize de laborator. Este mult mai mult decât joaca aceea incipientă pe care v-am prezentat-o eu mai înainte. Spațiul nostru. Revenind în România, am zis, bun, hai să punem proiectul pe picioare. Și atunci ne-am întâlnit și am zis, haide să vedem ce spații are Consiliul Județean disponibil pentru implementarea unui astfel de proiect. Am mers într-o vizită, am vizitat anumite terenuri, iar cel care mi s-a părut nou cel mai ok este acela de lângă poligon, dacă unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți, este un spațiu care ne permite să dezvoltăm acest parc. Parcul de Știință și Tehnologie este un proiect modular. Nu o să putem să facem de la început tot ceea ce ne propunem în această planșă. Mai mult decât atât, cu ajutorul domnului arhitect am pus pe picioare această gândire. Soluția finală ne va da un concurs de arhitectură pe care ne gândim să îl organizăm și cu ajutorul arhitecților, cu ajutorul dumneavoastră și a nevoilor pe care le identificăm, cumva să vedem dacă care va fi forma finală a acestui parc. Prima etapă este acest centru mare, despre care colegul meu, domnul Micescu, o să vă vorbească puțin mai târziu. Sursele de finanțare, așa cum preciza și doamna secretar de stat, am identificat o groază de, o multitudine de surse de finanțare. O să vedem, știți că sursele de finanțare, deocamdată noile programe, de-abia de la anul încolo, vor intra în, se vor lansa ghidurile de finanțare. Programul operațional regional, interregurile pe granița România-Bulgaria, granturile norvegiene, fondurile structurale și de cercetare. Avem Europa 2021, avem Erasmusul pentru instruirea profesorilor și avem, așa cum vă spuneam, fondurile naționale, dar nu în ultimul rând și contribuțiile din partea dumneavoastră, contribuțiile partenerilor privați, așa cum ne place nouă să vă numim. Bun. Cam atât. O să-i dau cuvântul domnului Micescu să vă prezinte centrul MAST. În spatele fiecărei activități pe care au făcut-o era ceva ascuns, câte un concept. Acea chestiune pe care au făcut-o cu mașinuțele, construiește fără să ai un proiect în față, pune-l pe rampă, vezi ce se întâmplă, care parcurge o distanță mai mare, care are o viteză mai mare, du-te înapoi, iară modifică, iară fă niște lucruri, a fost și spuneau ei că este un lucru extraordinar de important pe care îl fac de la grădiniță, ca să obișnuiască cu un concept. Care e conceptul din spate? Optimizarea. Ceea ce domnii din industrie cunosc foarte bine. Optimizarea. După aceea eu am învățat să împartă ceva pe criterii pe care să le găsească, ei. Deci, niște lucruri extraordinare, eu nu mai mi-aduceam totul foarte bine aminte. Felicitări, doamnă! Mă bucur! Da, îmi pare foarte bine că doamna m-a prezentat ca pe un coleg. Eu sunt de la 1 noiembrie pensionar și mă bucur
că pot să fiu coleg în continuare cu asemenea echipă. Deci marele câștig al meu, că se face până la urmă, că nu se face proiectul meu de suflet, cum spunea doamna secretar de stat, la un proiect al dânsei de suflet, marele meu câștig este aceea că am întâlnit niște oameni deosebiți. S-a format o echipă deosebită cu care ne-am înțeles din priviri și ne completăm în mod fericit. Ideea este că astăzi consider eu că este un moment de răscruce în istoria județului nostru, istoria modernă a județului, pentru că poate să însemne așezarea bazelor unei modernizări, a unei dezvoltări durabile. Se tot vorbește de dezvoltarea asta durabilă, preluăm niște cuvinte, dar de multe ori nu știm exact ce stă în spatele lor. Deci de aceea consider că întâlnirea noastră de astăzi stă sub un sub ideea unui concept cheie, și anume acela de sinergie. De aceea suntem invitați cu toții astăzi aici, pentru că m-am bucurat foarte mult să găsesc atâta deschidere și să se accepte că este nevoie de sinergie în cazul în care vrem să construim ceva deosebit. Avem în echipă tineri, tineri care își văd copiii în viitor. Avem pensionari care își văd nepoții lucrând într-un astfel de centru. Deci avem viziune și viziunea noastră se cheamă sinergie. În filozofia indiană există o zicere, precum că 1 plus 1 fac 11. Asta înseamnă sinergia. Iar un profesor de la Cambridge prezenta studenților acest concept de sinergie printr-un exemplu practic. Și anume a luat un scaun greu și l-a așezat pe masă. A invitat un student să-l ridice scaunul cu un deget. Bineînțeles că nu a putut, cel mult putea să-l răstoarne. A mai invitat încă un student care a pus și el un deget. Așa și așa. A mai invitat încă unul, a mai invitat încă unul și au reușit cu câte un deget să ridice scaunul cu ușurință. Asta este sinergia. Noi nu vom putea construi nimic solid în județul nostru dacă nu apelăm la aceste concepte moderne. Dacă fiecare face pentru el și doar în anumite zone, dezvoltarea nu va fi așa cum ne dorim cu toții. Pentru că eu nu doresc să trăiesc într-o vilă impozantă și când deschid ușa să calc în noroaie. Deci îmi doresc ca și vecinul meu să aibă și el o casă frumoasă, îmi doresc ca toți să ne simțim bine. Așa cred că ne dorim cu toții. Așa poate să existe o comunitate care să crească în viitor. Și aș vrea să mai spun încă ceva, pentru că s-a spus doamna director adjunct de la ADR Sud Muntenia, a spus o chestie foarte importantă pe care am reținut-o. Și anume va exista o axă care se numește Europa Regiune Educată. O regiune educată. Știți că există și teorie pe treaba asta, Peter Zenge, școli educate, comunități educate și așa mai departe. Deci ne educăm împreună. Ideea este de a lucra împreună. Altfel nu va avea niciun succes dacă facem niște clădiri și atât. Încerc să vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră și doamnei secretar de stat și reprezentantelor universităților, Universitatea Politehnică din București, doamna profesor Țitar Simonescu, doamna prodecan al Facultății de Fizică din București, doamna profesor Cristina Miron,
iată că avem pe partea noastră și învățământul superior. Oameni cu deschidere, oameni de la care putem să învățăm multe și oameni cu care putem să facem în parteneria multe. Pentru că noi gândim mai departe. Deci, trebuie să apăs pe ceva aici. Da. Da. În parcul acesta de știință și tehnologie Danubius, am zis că vom pune la oaltă educația, cercetarea și producția. Educația altfel decât la școală. Vom vedea mai departe. Parcul va fi o scenă de acțiune integrată, inter- și transdisciplinară. Vreau să menționez, nu scap ocazia niciodată, că părintele transdisciplinarității este un român, Basarab Nicolescu. Da? Așa că avem și cunoștințele necesare și știm ce trebuie făcut și avem și sprijinul celor care știu mai multe ca noi. Direcții de dezvoltare, educație, campus educațional pentru copii și adulți cu accente puternice în practică, așa cum s-a spus de către doamna Avra. Cercetarea. Va fi și cercetare didactică, dar va fi și cercetare pură, să zicem, în domeniile științei și tehnologiei, cu accent pe tehnologiile informaționale și de comunicații, precum și surse de energie verde. Nu mai insist. Înființarea de firme, adică partea de economică, unde vrem să creăm un mediu dinamic, creativ, de înființarea de start-up-uri de succes, scheme antreprenoriale și așa mai departe. Acum, structura parcului de știință și tehnologie. Deci am vrut să avem sau vrem să avem o imagine de final, că așa spune un filozof al dezvoltărilor mari, globale, mers cu gândul la final. Și noi am mers și cu gândul la final, urmărind și motorul a ceea ce vrem noi să constituim. Acesta ar fi schema în care în centrul acestui fagure deloc întâmplător ales, pentru că avem și matematicieni în sală, deci știm că hexagonul este o structură durabilă și albinele știu ele de ce, învățăm de la natură, avem centrul acesta, centru de educație MAST. După aceea se vor dezvolta în jurul acestuia tot felul de alte firme, ateliere și mai departe, în funcție de ceea ce vine de la dumneavoastră, informațiile care vin de la dumneavoastră. O să-l rog pe colegul meu Cosmin să intervină în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, fiind expertul nostru pe dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc, domnule Micescu. Numele meu, așa cum foarte bine m-a prezentat domnul Micescu, este Cosmin Tudonea. Sunt consilier în cadrul Direcției de Programe și Dezvoltare a Primăriei Municipiului Călăraș. Și următoarea parte a prezentării o să se axeze mai mult pe nevoile comunităților, pentru că e un proiect care are impact la nivel regional, nu numai la nivel local. Și nu întâmplător am invitat aici mediul privat. Următoarea parte a prezentării o să fie un pic direcționată către dumneavoastră. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați răpit un pic din timpul dumneavoastră, care știu că e foarte prețios și nu o să vă rețin foarte mult, însă vreau să vă explic niște lucruri esențiale la ideea noastră de proiect. Și anume faptul că avem nevoie de dumneavoastră ca și parteneri. Aș vrea să vă prezint în continuare, noi am numit o nouă viziune a dezvoltării durabile în regiune. Și se bazează foarte mult pe administrație publică, dar cu ajutorul viziunii dumneavoastră, a mediului privat. Pentru că dumneavoastră sunteți, într-un fel, motorul inovării. Dumneavoastră aveți acces la cele mai noi tehnologii, idei și așa mai departe, din domeniile fiecăruia de activitate. La noi poate ajung mai târziu la administrația publică, locală și regională. Și atunci,
ne-am dorit să integrăm foarte multe componente cheie ale activităților pe care fiecare dintre dumneavoastră le desfășurați în activitățile practice ale acestui parc tehnologic pe care vrem să-l dezvoltăm. Și așa cum am spus, au spus și colegii mei foarte bine înainte, în jurul unui centru teoretic, vrem să dezvoltăm o serie de alte centre mai aplicate pe fiecare domeniu în parte, din anumite domenii pe care noi le-am identificat ca fiind de interes la nivel local și regional. Unele dintre ele nu le avem încă, dar cu ajutorul dumneavoastră putem atrage noi investiții în regiune. Și avem ca și domenii de interes, bineînțeles, industria e deja prezentă la noi în județ. Agricultura, la fel, suntem un județ preponderent agrar. Ar trebui să dezvoltăm lucrul ăsta pentru că din ce am observat eu personal, la noi, sau poate că au ajuns veștile mai târziu la mine, la noi încă o mare parte din agricultură se desfășoară tradițional, să-i spun așa. Există multe, multe alte metode și inovații pe care dumneavoastră sunt sigur că le cunoașteți și le putem aplica la scară mai largă. Componenta asta de IT&C nu e așa de prezentă la noi în județ, dar cu ajutorul dumneavoastră, dacă colaborarea va fi pe placul dumneavoastră, puteți să ne ajutați să atragem și să deschidem diferite puncte de lucru, de la, nu știu, să zic, fabrici de asamblare sau producție a panourilor solare, turbinelor eoliene și toate tehnologiile astea pe care nu sunt prezente la noi în județ, dar de care e foarte mare nevoie la nivel global până la urmă în ultima vreme. Să nu mai vorbim, de exemplu, de criza de microchipuri de la nivel global, care practic trebuie să-și găsească această cerere trebuie să-și găsească o soluționare. La fel, componenta de cercetare de care au vorbit colegii mei mai devreme este foarte importantă, în sensul că dumneavoastră, prin cercetarea aplicată pe domeniile dumneavoastră, puteți avea acces la cele mai noi soluții în domeniile dumneavoastră de activitate. Și, bineînțeles, componenta economică, fără de care componenta de cercetare rămâne doar teorie. Aceste noi soluții trebuie să fie să aibă aplicații practice astfel încât ele să-și găsească un cumpărător. Și atunci ajungem la cum puteți să ne ajutați dumneavoastră să ne îndeplinim acest scop. Noi, ca instituții publice, suntem uneori legați de mâini și de picioare în sensul sustenabilității proiectelor. De cele mai multe ori, noi depunem niște cereri de finanțare, construim niște clădiri, le dotăm, utilități plătim după aia, însă în partea de sustenabilitate, ce se întâmplă după ce se termină finanțarea din diferite fonduri, avem reale probleme cu cadrul legislativ. În sensul că primăria sau Consiliul Județean nu va putea niciodată angaja un anume specialist de care e nevoie să trainuiască niște oameni într-un domeniu de nișă. Pentru că domeniul nostru de activitate nu permite așa ceva. Și atunci, așa cum spuneam, suntem legați de mâini și de picioare. Aici ați putea interveni dumneavoastră. După ce noi punem toate bazele acestui proiect modular, așa cum spuneau colegii mei mai devreme, dacă ați văzut schema, sunt mai multe clădiri. Și atunci, din diferite surse de finanțare, mai mari sau mai mici, construim câte un centru, îl dotăm și așa mai departe, în jurul acestor centre se poate dezvolta un adevărat campus, practic. Și noi am identificat patru lucruri cheie de care am avea nevoie de la dumneavoastră. În primul rând, sponsorizări. Pentru că, așa cum știm, profesorii sunt printre cei mai dedicați oameni către meseria lor. Însă, pasiunea asta merge doar până la un punct. Și atunci, așa cum spuneam, ei vor trebui remunerați într-un fel. Lucru pe care administrația publică îl poate face mai greu. Se fac bugete anuale, adică pot considera anumiți oameni oportune sau nu aceste costuri și așa mai departe. Un alt lucru de care am avea nevoie de la dumneavoastră sunt echipamentele cu care dumneavoastră lucrați sau tehnologiile cu care dumneavoastră lucrați. Chiar dacă nu cele mai noi, cele care sunt folosite în momentul de față. Dacă dumneavoastră vă aduceți un echipament, să zic, care e parțial funcțional sau
un echipament un pic mai model mai vechi. Atunci puteți forma specialiștii de care aveți nevoie în viitor. Bineînțeles, avem nevoie, dacă e pe plac colaborarea cu noi, și de recomandări din partea dumneavoastră. Așa cum spuneam mai devreme, ne dorim nu numai să lucrăm cu investitorii privați care sunt deja prezenți la noi în regiune, ci și să atragem noi investitori privați. Poate dacă dumneavoastră aveți o cunoștință într-un domeniu conex cu care aveți legătură din punct de vedere tehnologic sau al producției și le spuneți, uite mă, la Călăraș oamenii ăștia chiar vor să facă o treabă mișto. Avem un suport din partea autorităților locale, nu vrei și tu să vii să deschizi o fabrică aici, eu îți pun terenul la dispoziție și așa mai departe. Toate chestiile astea se discută. Dar altfel vin propunerile din partea mediului privat către mediul privat decât din partea autorităților locale către mediul privat. Și nu în ultimul rând, foarte important, avem nevoie din partea noastră de răbdare. Că toate lucrurile astea, oricât ne-am dorit, nu se pot realiza peste noapte. Administrația publică lucrează după niște proceduri, să zic, mai greoaie. Trebuie niște termene, niște licitații și așa mai departe. Acum să trecem la partea de avantaje pe care le-ați avea în sensul ăsta. Și după părerea mea, cel mai important este asigurarea unei resurse umane pe termen lung, poate chiar nedefinit. Nu știu, câți dintre dumneavoastră n-ați căutat luni sau poate ani de zile pe un salariu bun un anumit specialist pe care nu-l găseați în toată țara asta, că nu se pregătesc. Dacă dumneavoastră ați venit cu echipamente, așa cum am spus mai devreme, pe lângă pregătirea teoretică a anumitor categorii de elevi sau studenți, ei pot face pregătire practică strict pe echipamentele dumneavoastră. Și atunci, după absolvirea studiilor, ați putea să aveți acces la o resursă umană direct pregătită fix pe nevoile dumneavoastră. Sau, nu știu, reparații. Câți dintre dumneavoastră nu plătesc firme de mentenanță la echipamentele sensibile cu care lucrați? Puteți să aveți oameni care învață să repare, să regleze echipamentele sensibile cu care dumneavoastră lucrați. Al doilea mare avantaj este facilitarea networking-ului între companii. Dumneavoastră, în cadrul unui astfel de centru, veți avea o mai puternică legătură între dumneavoastră și poate dacă cineva a făcut o descoperire într-un domeniu conex dumneavoastră, nu în domeniul dumneavoastră, aveți mult mai ușor acces la inovarea respectivă, la tehnologia respectivă, la metoda respectivă de producție și așa mai departe. Sunt convins că aplicațiile astea nelimitate sunt mult mai clare în capul dumneavoastră decât sunt în capul meu. Fiecare se poate gândi pentru el la ce ar folosi o astfel de adunare de domenii, să zic așa. Un alt avantaj este creșterea vizibilității companiei dumneavoastră la nivel regional și în comunitate. Probabil că multe dintre companiile mari deja practică ceea ce se numește corporate social responsibility, adică o parte din veniturile lor merg către comunitate în diferite proiecte, fie ele culturale, fie ele educaționale și așa mai departe. Este modalitatea prin care companiile dau înapoi comunității în care își desfășoară activitatea, pentru că până la urmă și o companie e tot un grup de oameni. Și mergem, copiii noștri merg la aceleași școli, circulăm pe aceleași drumuri, practic e în continuare în beneficiu nostru. Și nu în ultimul rând, o influență mai puternică asupra direcțiilor de dezvoltare, asupra deciziilor care se iau la nivel regional. Nu știu când ați fost ultima oară invitați la o întâlnire de genul ăsta, la care dumneavoastră să puteți spune, și o să puteți spune, pentru că avem o secțiune de întrebări și răspunsuri care va veni ulterior, nevoile dumneavoastră ca și firme, ca și companii, fie că sunt ele dragarea brațului Borcea, fie că e o anumită secțiune de drum pe care ați vrea să o reabilităm, fie că sunt, nu știu, devieri de trafic și așa mai departe. Astea sunt doar ideile care mi-au venit pe moment, dar sunt convins că dumneavoastră vă știți nevoile mult, mult mai bine decât le cunoaștem noi. Și atunci, prin colaborarea asta cu autoritățile locale, ați avea o cale mult mai directă să le exprimați. Momentan cam atât am avut de zis și nu în continuare pe domnul profesor Micescu să prezinte partea educațională a acestei activități. Mulțumesc frumos!
fost foarte frumoasă intervenție și mă bucur că a venit de la un tânăr. Idei valoroase de care va trebui să ținem cont. După cum ați văzut în un slide anterior, am pus centrul de educație MAST în centrul pozei respective, pentru că noi am considerat că este inima parcului de știință și tehnologie. Și acum să lămurim puțin niște termeni. MAST. MAST înseamnă matematică aplicată, arte, științe și tehnologie. Am considerat că este de... Poate sunteți puțin mirați de faptul că am introdus și artele, dar este de interes să educăm copiii și într-o astfel de viziune și în discuțiile pe care le-am avut cu domnul arhitect șef s-a relevat ideea că este nevoie de această componentă și dacă doriți putem să abordăm mai pe larg, dar nu este acum cazul. Noi am pus aceste să zicem discipline în aceeași oală sub denumirea de MAST încă de acum 12 sau 15 ani când am început un mare proiect care s-a derulat pe 5 județe coordonat de Inspectoratul Școlar Călăraș care se numea MAST Networking, dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor în matematică, știință și tehnologie. Un proiect de succes de 4 milioane de euro care a funcționat foarte bine și dorim cu experiența acumulată din acel proiect și cu alte proiecte să mergem mai departe și să aplicăm și să aducem toate noile idei pe care le-am găsit în acest centru. Vreau să menționez faptul, ca să nu uit acum, că în sală ne bucurăm și de prezența unui director de liceu, de școală, care a trimis la Klagenfurt niște elevi de la dumnealui din școală să facă o mini-practică acolo și poate că la sfârșit ne poate spune și câteva vorbe. Este vorba de domnul profesor Florin Droc de la Liceul German Hermann Oberth din București. Deci avem mulți prieteni în acest demers al nostru. Ce este cu acest concept de educație MAST? Bun, definiții frumoase, schemă de acțiuni integrate și așa mai departe. Dar, ideea este următoarea. De ce nu putem face sau de ce trebuie neapărat să avem un astfel de centru pentru a pune în realitate, în practică, ideile? Și anume că aici nu se va face din nou școală. Școlile nu vor fi înlocuite. Ideea de școală rămâne ideea de școală unde se face predarea teoretico-practică și așa mai departe, a disciplinilor și celelalte. Aici ideea este alta. Este ideea de atelier. Și asta aș vrea să reținem. Ne-am întors puțin și în timp și la ideea de ucenicie. Cei de vârsta mea cunosc această noțiune și acest concept de ucenicie. Haideți să-i spunem ucenicie modernă, în care nu se predă. În acest centru nu vom face predare, nu vă imaginați treaba asta. În acest centru se va lucra la niște proiecte, la niște teme. Vom utiliza cunoștințele disciplinare învățate din școală aici, dar pe teme mari, pe teme de interes. Îi introducem pe copii încă de la grădiniță în temele de interes ale zonei. Și mergem pe mediu și mergem pe dezvoltarea unor structuri noi în oraș. Trebuie să recunosc că am învățat chestiunea asta în urmă cu vreo 22 de ani
când am lucrat într-un proiect cu Universitatea din Kiel, Institutul Leibniz, în care ei așa predau, de fapt, dacă se poate spune predare, că mie nu-mi place nici termenul ăsta, ideea de predare, adică predau la cheie ceva, îi dau celălalt, păi nu, asta nu înseamnă învățare. Ideea de învățare înseamnă să treci prin filtrul tău, prin creier și prin mâini, totul. Chestiunile învățate doar din cărți nu funcționează. Asta este o chestie foarte clară. Eu o spun ca profesor de fizică practician. Ieri mă chinuiam să fac un electroscop pentru niște copilași. N-am putut să mă abțin până nu l-am făcut eu înainte cu câteva ore și mi-am dat seama că dacă îl făceam după schemele respective, nu funcționa. Că nu funcționa. Și atunci m-am gândit, ia să ce am învățat eu teoretic, și am pus în practică. Și după aceea ei au fost foarte încântați când fiecare a văzut că funcționează treaba. Deci până nu pui tu mâna, aveam un profesor, domnul profesor Mircea Rusu, care este și cetățean de onoare al orașului, care ne spunea așa, nu vorbi teorii, pune mâna și face. Așa că noi aici nu vorbim teorii, noi am făcut. Deci tot ce vă povestim, noi am făcut. Și ateliere și chestii de genul ăsta. Acum vrem să le și instituționalizăm. Avem un concurs extraordinar de știință și tehnică Florin Vasilescu, în care au fost momente finanțat 20 de ani de Consiliul Județean Călăraș. Au fost momente când am vrut să renunț, pentru că simțeam că obosesc. N-am putut să renunț la organizarea acestui concurs, pentru că mă sunau din țară. Când are loc concursul respectiv? Pentru că este un concurs de produse, de proiecte. Ei lucrau 6 luni de zile, făceau ceva și vreau să arate. Și de aceea am spus aici că educația MAST este o rețea de ateliere de inovare și creativitate. Nu renunț la ideea de inovare și creativitate. Și am spus și colegilor, din păcate, România, care are atâtea creiere, dacă vă uitați pe o hartă a inovării în lume, suntem un punctuleț extraordinar de mic din punct de vedere procentual al inovării. Nu e posibil așa ceva. Nu e posibil. Inovarea se învață. Inovarea se învață. Există scheme, schematriz și altele, în care se învață inovarea. Noi trebuie să învățăm chestia asta. Cum inovez? Cum fac ceva nou? La fel și creativitatea. Aici suntem creativi, o să discutăm. Evenimente, comunități de practică și campanii. Nu ne mărginim doar la faptul că lucrăm noi acolo și nu știe nimeni ce facem noi. Nu. Facem evenimente, facem expoziții, prezentăm publicului ceea ce am făcut, atragem părinții de partea noastră, pentru că este nevoie să avem toată lumea lângă noi. Altfel nu crește o comunitate. Și un portal educațional de care se vor ocupa specialiștii. Așadar, centrul ăsta de educație este o construcție conceptuală, am zis noi, de ateliere. Un puzzle. Le punem unul lângă altul și se formează imaginea finală.